ce frumusețe apare. Jesus. Iisus a înviat. M-a spus că nu te-am... Păi a trecut Paștele, drept. Dar nu contează că se zice, ei, bună atunci, mă scuz. Bun. Eu zic, da, zic în continuare. Ce să fac, am ieșit un pic la treabă, salut. Să trăiești bine. Și tu să trăiești bine. De ce ții la mână? Te e fript sau... A, am avut un mic accident. A, bine, da, ei, Doamne ferește. A, ce vreau să zic, ceva, o propunere? Ce propunere? Un sex, un... Cât costă? Dar ce vrei, un oral, un normal? Dacă vrei un combinat? Dacă vrei un combinat, nu-i problemă. Ca se rezolvă. Combina de la combină. Așa se zice, combina de la combină. Ce vreau să zic, că trebuie să ajung... Aici, pe unde am venit eu, am aproape o oră jumătate, bate vântul. Adică, cum să zic, că e... Ca uragan? Nu, e... un fel de, nu vârtej, nu știu cum să zic, la munte ninge, știi, și s-ar putea frig. Unde dracu să ninge, că nu ninge, e soare. Soare văzut. Nu, chiar aseară au zis, vorbesc serios. Ninge pe aici? Nu, în zona noastră, la munte, în părți, unde este, munți. Cum să zic, munți, da. Ha. Vorbesc serios, nu, fără glumă. Ce vreau să spun, se rezolvă cu prezervativ, cu asta, cu tot, da. Nu, cât costă? Dar ce vrei, un oral sau dacă te rezolvi numai un oral și nu mai merge sexul și gata, nu-i problemă. Nu. Sunt în sura, dracu, nu pot să... Și care-i problema? Dar ce doar nu ești singur om? Dar ce doar? Care-i problema? Te răcurești? Mă omoră, nevasta e și aia moldoveancă. Da, eu înțeleg, dar nu ce doar, doar ce tu faci? Era, e moldoveancă, aia mai a dracu rău. Tu ești la București, nu? Stai la București, nu? Da, și tu ești aici și acolo, de unde știi? Tu ți-ai făcut treaba? Păi dacă află... De unde s-a? Mă, de dracu, și tu trece prima aici la televizor, mă duc la televizor, dar nu, la... domnule, ești singur om, stai liniște, da, câte persoane nu... Câte persoane nu sunt... Am de la București, ce spun clienți, Doamne... Chiar și director am, pe cuvânt, cu funcție, îți dai seama, director... Director? Da. Director, pe cuvânt... Nu, tu minți. Nu, vorbesc serios, are un Jeep negru, stai să-mi spun, nu mint deloc, e din București. Și-ți dă bani ăla? Dar cum, da, nu stau, știi, în mașină, eu mă duc cu el în pensiune, dar el îmi dă euro, că vine, că nu are lei, știi, și eu accept, adică, na, 50 de euro e super. Și stau o oră jumate și mi-a făcut treaba și gata, și plătește el și cameră. Dar e tânăr așa sau e? E, nu știu ce să zic, nu l-am întrebat niciodată, dar are copii, are familie, are trei copii, două fete și un băiat. Dar nu, asta ce dor, el face... Nu știu, eu mă întreb, așa am și o curiozitate așa. Cam cât de urâtă poate să fie nevasta dacă vine aici să la tine aici? Nu știu, am o curiozitate așa. Dar ce doar nu e un singur director în București, vreau să zic. Nu, mă gândeam așa, dacă vine directorul la tine să dea și la o muie, eu așa. Da, și care e problema? Eu mă întreb cât de urâtă poate să fie nevasta dacă vine la tine aici. Nu. El o face, stai să spun de ce. El o face pentru ca să mă scuză acum, că el chiar și mi-a zis. O face din cauza, cum să spun, a drumului lung, una, și a doua ca să se recurească. Până când ajunge acasă, să-ți dai seama că el nu poate rezista, mă înțeles, și el trebuie să găsească... E obsedat sexual, da? Nu, așa e felul lui, așa e felul lui. Ninfoman? Nu, dar e super la sex, e super, adică, știi, nu are mare, super de tot, pe cuvântul meu. Dă și limbi, dă și alea. Nu. Numai sex normal a făcut cu el atât, dar numai... Da, un sex normal, două a făcut normale, că și-a dat de două ori drumul. Aoleu! Vorbesc serios. E taur comunal ăsta. Da. Și... El a fost plecat în Canada, că mi-a zis așa, și în Grecia. Și are o vilă mare. Iauzi, de ce nu te măriți cu... Dar cum să mă mărit dacă are trei copii? Cum să mă mărit cu directorul? Ești cum, dar el a venit, el face... El, cum să zic, vine și, înțelegi, face romanul și ea, și județul ea, și aduce, cum se spun... Ce aduce? Pachete, nu știu ce pachete, că nu l-am întrebat. Droguri? Nu ai droguri, eu știu, nu. Eu nu pot să întreb orice. Pachete, eu știu ce e având în pachetele alea, nu știu. Pachete săgelate și le aduce la... Înțelegi? Da. Dar nu am treabă, e super. Câte ceasul nu te supără?
3. 3 fix? Mhm. Oh, te iubește directorul. Te iubește la tine. Hai să facem un orar simplu. No, nu o fac nimic. Și te rezolvă? Mă duc la nevastă mea acum. Serios? Da. Nu fac ajung repede, fac 2 ore până la București. Zbor. Serios? Mach 1. Da? 180 cât dracu prinde. A, și nu vrei, nu vrei să faci no, nimic. Nu, nu vreau nimic. E prea complicat. Adică ce? Stai. Mi-e frică, dracu, dacă facem ceva, dacă mă îndrăgostesc de tine. Da, stai liniștit, dar și eu, adică ești singur om, dar eu treaba să o fac de mult și în primul rând, cum să te îndrăgostești de mine? Adică vrei să zici că, stai că știu ce, unii vrei să ajungi. Vrei să dai divorț de femeie și să mă iei pe mine, asta vrei mai să... Mai știi, dracu, dacă... Da, stai liniștit. I-am un frate patron, să spun, face București de două ori pe săptămână și îl cunoaște foarte mult București. Și el face, adică, cum să zic, este patron aici în piața, la Piața Mare, la Bacău, are magazin mare și mai sunt prieteni de ăștia care, cum să zic, mai insist, adică nu poate chiar toți care vin și îl roagă, hai ia-mă și pe mine, ia-mă și pe mine. Face în ture, adică, uite, vă iau pe voi trei, câte scaune sunt, pot să vă iau, nu-i problemă, problema de marfă nu se pune. Da, mijlocul. Nu, hai că mă duc la treaba mea. Da, bine, și te-am înțeles. Dar mai ești pe mine până la Bacău, te rog frumos. Nu pot, că eu rămân aici. Ai treabă? Prima localitate, trebuie să am de lăsat niște marfă. Aici am Bogdan Vodă, nu? Da, aici. Asta vine altul. Nu e problemă, dar tu ai zis că te îndrăgostești, știi, am rămas așa, știi. Păi tocmai, dracu, mi-e frică, dracu, să mai iubăreți așa de fapt. Da, serios? Câți copii ai? Unul. Unul? Și rău, așa. Și mai drăgușor, așa. Dar e băiat sau... E băiat. Poate vine și următoarea. Nu, unul ajunge. Ajunge? Dar de fapt, în ziua de astăzi, să știi că îți dau dreptate, că ajunge de acum, nu? Păi, da. Îți urez o zi bună și te rog frumos, că în următoarea tură poți să oprești. Dacă da, vin, da, da, da. Bine, drum bun, papa. Asta la vista, baby. Pa. Și călătoria e plăcută. Să fie! Să fie! Să fie, ce frumos l-a spus. Vai de pula mea. Mamă, cât ești lămurită! Altă, capul meu, cât ești lămurită! M-am un scurt tare mai mare ca asta.